Dintr-o bucată simplă de carton și o folie alimentară am realizat un ecran care va reflecta lumina solară spre plante. Astfel plantele vor crește în poziție dreaptă, poziție verticală. A doua zi de la montarea foliei ecranului reflector de lumină, deja se vede că plantele au început să se îndrepte în poziție verticală. Asta din cauza că primesc lumină din ambele părți. Deci rolul reflectorului este clar unul favorabil dezvoltării răsadurilor. Asigură lumină din ambele părți. Lumina naturală este astfel reflectată de acest panou către plante. Simplu și foarte eficient. În ziua a doua, deja plantele sunt aproape în poziție perfect verticală. Deflectorul nostru de lumină funcționează și este benefic pentru dezvoltarea normală a plantelor puse la dezvoltat, la încolțit în interiorul unei case. Plantele astfel folosesc lumina din ambele părți, atât de la fereastră, lumina naturală, cât și lumina care este reflectată de către panoul pe care noi l-am confecționat dintr-o folie de aluminiu. În concluzie, dacă doriți să puneți semințe la încolțit, semințe de răsaduri în casă, la o fereastră, unde plantele vor beneficia atât de căldura din interiorul casei, cât și de lumina naturală solară, folosiți și un astfel de panou care să reflecte razele solare, lumina, în mod special, direct către plante. Plantele vor crește astfel drepte, fără a se mai orienta în mod normal către lumina solară. Este un procedeu foarte simplu și de asemenea eficient, așa cum se vede din această exemplificare.